În data de 13 iulie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Anton de Padova. Sfântul Anton de Padova a primit de la botez numele de Ferdinand, iar el nu este deloc din Padova, Italia, ci s-a născut la Lisabona, Portugalia. De mic copil, el a arătat un interes pentru biserică, uimind preoții cu inteligența și înțelepciunea lui. Din dragoste pentru Hristos, el a renunțat la viața bogată de acasă și a urmat calea Domnului. Inițial, a intrat în Ordinul Augustinian. Cu prilejul unei ceremonii la care nu s-a prezentat preotul desemnat să țină predica, Anton este rugat să încerce el a face ceva. Superiorul se gândea că în caz de nereușită nimeni nu va fi surprins. Anton se reculege, face o mică rugăciune și începe. Numai după câteva minute, oamenii și-au dat seama că în mijlocul lor aveau un tezaur de știință, talent, credință și zel. Din acel moment, timp de 9 ani, Anton va fi trâmbița care va ridica în picioare mase imense de creștini adormiți în indiferența sufletească. Locul de plecare al expedițiilor sale este orașul Padova, lângă care un prieten bun i-a pregătit o locuință răcoroasă între ramurile mari ale unui nuc bătrân. De aici coboară și în anul 1231, când locuitorii din Padova urmăresc cel din urmă curs de predici în postul mare pe care Sfântul Anton l-a ținut. În ziua de 13 iunie, Anton se afla la o mănăstire din afara orașului, simțindu-se foarte rău, a cerut să fie dus în Padova. Acesta a fost așezat pe un car de fân, fiind transportat cu deosebită atenție. Dar ajuns la un kilometru de oraș, Anton îi roagă să se oprească, mai privește odată orașul, îl binecuvântează iar și închide ochii. La 16 ianuarie 1946, Sfântul Anton de Padova a fost proclamat doctor al bisericii.